Dacă faci un rig într-un minut, îți dau banii pe taxă înapoi. Bine, fii atent, facem altfel. Da. Mi-l faci tu mie și îți dai 1 milion. Mai bine. Nu, nu e. 2 milionași. Nu, belea. Mă, ca Gabriel Fisherman de la... Fii atent, 2 milioane, da? Pentru ce? Pentru montură. Claudiu, da. Îți dau 1 milion dacă faci un rig. Te bagi? Gata. Și ai făcut 1 milion. Păi și n-am făcut nimic. Păi ba da, păi și eu îți pagu pe 2 milioane, păi mă. Păi să mă rămâne, mamă, dar cine prinde pește? Nu, e bine așa, să vă arăt cum ne primește Gabriel aici, nebuncă. Da, gata, acum dormim pe tâncăbești. Uitați-vă ce avem aici. Suică, țuică. Au vin roșu, aolău, vin roșu și poftă de pește. Deci fii atent, hai să zic un banc mișto, ești pregătit să-l auzi? S-a dus o bătrânică, ca să nu spun babă, la hală, să cumpere și ea un pește. Un pește, ai înțeles? Da. Și acum peștele fiind viu pe tarabă, îți dai seama să-ți bătea cu tare, cu tare. Baba între timp îl întreabă pe ăsta, domnule, dar e peștele ăsta proaspăt sau nu e proaspăt? Păi cum, doamne, să nu fie proaspăt, nu vedeți că se mișcă? Lasă, domnule, că și eu mai mișc. Mamă, Gabriel! Ce faci, mă, cu rotpodul ăsta? Pui și o lansetă. Păi ce dracu, mă, pui lansetele astea pe ăsta? Dă-mi dracu, ești nebun la cap. Uite aici! Da, mă, da! Ne bate în joc de lansetele astea. Ia să vedem. Păi ia uite! Da, mă, dă-mi... Stai, pă! Fii speriat tu! Ia, mă, ia ce-i acolo! Ha? Ia, stai, ia, 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 ia. Ia uite, mă. Băi, băiatul, zici că e stâlp de la trecat. Udă-l. Păi e piciorul cât tine, mă, ia uite. Da, mă, e bine, poate să mă fac la fund. Da, da, da. Păi ce făcea, mă, cu sărăcia aici? Dă-l, mă, da. Lasă-l să plutească. Ești tu, baie, că mă, să mă pișu. Dă-te, mă, că pescuiesc eu după rotpot. Mamă, ce captură să mă... S-a udat, mă, și el. Gabriele, îți dau 1 milion dacă o dai peste malul ăla. Băi, dau peste restaurant, ești nebun. Unde o vrei conacul? Grad de longitudine. Fix pe scaunelul ăla de lângă ușa aia. În apă, în dreptul scaunului. Am zoom dat acolo, hai. A few moments later. Fixată, boss. Bă, dau peste restaurant, ești nebun. Vino să vezi, ca să nu să zici. Bă, uite, bă. Era clipsat. Adică, și mai o dată clipsat. Și mai, asta e ce vrei să-i fac. Ce? La banii ăștia a și clipsat. Da, mă, se ducea frumos, stătea și repede, ești nebun. Clips. Bă, dau peste restaurant, ești nebun. Mamă. Un pic mai încolo. Un pic mai încolo? Cât? Iată, ca metri. Să nu mai arunc o dată. 4 metri. Fac, și-i bun clips. Așa e când ți-e silă să arunci de 100 de ori. Ce să faci? Acum recuperăm. Adică, da, frumos. Așa, să pomeniți. Zim ce-i asta. Buțuică de lumea scută acasă. Trebuie să facem probă la ea, mâncați, ești gura ta, un băiat de pe TikTok, cum te cheamă, bro? Ian cu Constantin. Mama mea. Așa, pleacă-te puțin. Ai. Aaaa! Era mai mare, mă. Mam. Mama. Dă-i cu apă. Mamă, dă-i cu apă. Dă-i cu apă, dă-i cu apă. Bagă gura. Ce prost ești când trebuie. Asta? Într-o seară, dacă o beau pe TikTok, ajung pe 1, 100%. Ia vezi? Hai de unde te duci acolo, că nu poți să-l aduc acolo. Ai răbdare, o, că stau aici pe... Ia uitați-vă aici, du-te pe malul ăla, cu minciocul. Mamă, cu cine vin la pește să mă arăt. Omă, ho, ce te iei în gură cu mine? Da. Mamă, era mai ce mare. Ce-i asta, mă, cu ăsta dau după știucă, ești nebun. După somn. Da, uite, tăticul. Gata. Din secțiunea dragoste rurală. Uite, are bila în gură, uite. Ieee, la loc, ia mă. Ia uzi, mamă, îl stai la mare. Ia mâna! Lași, mă, din gură. Uai, iau. Așa, mă. Ce, bă, băiatule, că trage rău. Ha? Trebuie să-i ții proptea cu umărul ăsta, nu? Aici, pe spate. Nu fii atât, uite, pui picior aici, așa, ia uite. Așa, tot. Ca pescare, adevărat. Așa, mă, și te lași pe spate. Știi ce zic? Cum? Ia. Și mă las pe spate? Aolo, e mai mare ăsta, mă, unde-i saltă, mă, adu găleata aia. Adu repede găleata, șarpe, ai murit. E pastil. Mă doare mâna deja, mă. Bă, dar așa fierbire, ia, mă, cum facem în mâine. Stai așa, stai așa un pic. Ia, și acum hați.
Ia să vezi cum pleacă și bambina aia. Ia uite-l, ia uite-l mă cum pleacă și aia. Hai, că dacă vă mai băgați la audițiile mele, iese show. Bă, dar ce trage așa, bă, de ea? Mamă, e mai mare, mă. Runner-ul cu minciogul. Dai puțin aer, că ăsta e mare. Dai puțin, ia, ia. Păi, dă ce mare, mă, mai mult machinuit de la șprițul ăla machinuit. Aia, lasă ăsta lupă, nu? Am trei deja. Păi, dacă îl vedeam, eu doar îl țepam. Chinărăvaș, ia zi, ești mulțumit? Nu. Iar ai luat? Al câtele e? Al treilea la rapid, așa. Dar uite, spun o întrebare. Spune. Din punctul meu de vedere, destul de pertinentă. Care e lanseta ta? Amândouă. Am înțeles. Asta voiam să aud. Deci ai prins 3 la 2, nu? Mhm. Ăla-i tat. Dacă-ți trage pasajul... Mai trebuie o mână, e. Ia, ia, ia. Cred că te-a dus peste tine, mă. Stai așa că zic eu acum, da. Dacă-ți tragi în timp ce trag eu. Atunci vino peste mine, tu. Nu. Dacă-mi scoți lanseta. Nu e, mă, peste tine, mă. Nu e, mă. E, mă. Bă, dacă vă văd... Peste lui, uite, ba da, dă-te-n stânga, tu ții. Să mă dau în stânga? Da, dă-te-n stânga. Nu, ascultă-mă puțin. Dă-te-n lasă vârful peste. În apă, spre dreapta. Bă, nu e peste el, mă, unde da, uitați, mă, e pe sub. Asta e. Hai, mi-l ieși mie. Asta e, că-i da, ți-l iau. Haide, mă, ce faci? Vino încoace, de ce te-ai dus acolo? Trece aici, lângă mal, că-ți freacă în bordură după. Ce să mai fac tu, că sunt pe el? Sunt tata lor. Și la propriu și la figurat. Ia, filmează. Bă, nu-i dat drumul, mă. A scăpat. L-am scăpat. Bă, mi-a dat drum. Când mai... Bă, mi-a dat drumul la pește, mă, și am vrut. Când m-ai împins, m-a speriat și ăla. Nu, e, mă, că te țineam de glugă. Mi-a dat drumul la pește, mă. M-am speriat, am crezut că m-am împins în apă. Am trei, ca să știi. Păi doi. Am trei. Doi. Și la doi și unul scăpat. Unde? I-am dat drumul că am vrut. Încă una, al patrulea, că mi-a dat. Mă, ia uite-l. Na, mă, na. Sus. Al treilea. E al patrulea, al cincilea, dar doi scăpați de voi. Dați drumul. Nu înțeleg. Cum adică scăpat? A scăpat! M-ai împins? Ia uite cum trage ăsta, mă, să mă... A scăpat acum, da. Ah, blesteme, băi, nene, blesteme! Lasă că revin cu următorul. Ia uite cum e. Frumos e, să mă... Ui, frumos, mă. Lasă-l jos acolo. Aia zic. Alele. Asta e pentru Jegoș. Băie Jegoșilor. Mai bine? Aha. Ia zi tu, țicul ăsta. Înainte să vă dăm situația, vreau să chem și o micunaltă secretă. O, Toodles! O, Toodles! Dă-i cu apă, lua asta, dă-i cu apă. Stai mă că avea capacul, hai să mai facem o dată. Hai că mai facem. Băi, situația asta în felul următor, eu am prins 11 pești până acum, dar nu-i scot să vă arăt. Iar Gabriel, 2 carași, mă rog, 3 carași, el cu Irina. Să rămân așa tau la Mamen Anze. Anze, vină cu aceste vedem, îl găsiți și canalul lui în descriere acolo și pe ecran aici îl puneți. Pentru că ne-a salvat și ne-a adus pe baltă, ce credeți? Încărcător de Canon, trepied, cameră, microfon și tot ce mai trebuie, și stativ. Așa că să-i dați aici și un follow și la băiatul nostru. Și uite așa arată studiile noastre, montate. Așteptăm, acum e un copil în dreapta noastră, nu mă supăr pe el că e băiețaș, e cu noi, uite-l, el e, micu. Da, a băgat Gabi 2 pe capătul ăla altul care au fugit repede. A băgat una de citește acolo mai în camp și ce dracu citește ea. Fisul care dă și la undiță peste noi pe aici. Nu mi se pare normal, dar ce să faci? Uitați, bețim de meserie. Da? Cine credeți că prinde mai mult pește până la finalul acestui clip? Hai
scăpat. Nu, mă, nu e aici, dar e micuț. E mic, 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 mic. Caras. Uite, mă, ți-am zis că am nevoie de doi carași pentru saramur? Ia uite. Ia pune o mână pe asta. Se spune că pescarii sunt cei mai mincinoși, așa că cu nașul facem aici test. Unos. Cu capul înainte. Cu capul înainte. Unos, dos. E bine, nașule? Doi carași ăia sunt prins de Irina. Deci ăsta și cu ăsta sunt prins de Irina. Ușor, ușor. Învață meserie. Bă, vezi, știi cum aruncă? Stai să o vezi. Dar nu vă uitați sus la mine, că mi-e rușine. Nu, eu mă uit. Nici eu mă uit. Conacule, câți ai, mă, până acum? Am avut doar cât e. E mai mare, mă, l-am scăpat. O bucată. Trei os. Patru. Cinci. Șase. Șapte bucăți cu doi de ăștia pentru băbuțale. Suția gheu. Băieți, încă aici. A venit și nașa, bețiva, ai nimerit, dar mi-ai dat cu inelul să moară Gigi. Tuții s-a făcut aghiu, ești nebun, unchiul meu. A băut jumătate de sticlă de pălincă și jumătate de sticlă de țuică adusă de băiatul ăsta care tot spre pălincă. Aghiu, m-am oprit live-urile, am oprit tot.